Că sunt prea vanitoși, și și-au îndreptat mintea spre ceva mai mândru decât par a fi aceste plante mici care știu să crească pe solul lor, noi, ciudate și frumoase, într-o adevărată perfecțiune. Ei apreciază superficial ceea ce este cu adevărat bun în grădina și via proprie, iar dragostea și înțelegerea lor nu sunt de același rang. Iată un muzician care, mai mult decât oricare altul, are măestria de a găsi accente din lumea sufletelor apăsate, chinuite, în suferință și de a da grai viețuitoarelor mute. Nimeni nu-l ajunge în redarea coloritului toamnei târzii a fericirii nespus de mișcătoare a unei ultime bucurii, cea din urmă și cea mai scurtă. El cunoaște, un sunet pentru acele miezuri de noapte tainice și neliniștitoare ale sufletului, când cauza și efectul par aș fi ieșit din rosturi și în fieice clipă se poate ivi ceva din nimic. El știe cel mai bine dintre toți să soarbă din străfundurile fericirii omenești și din paharul ei golit, de acolo de unde picăturile cele mai amare și dezgustătoare au sfârșit prin a se îngemăna cu cele mai dulci. Cunoaște acea târâre ostenită a Sufletului, care nu mai poate sălta și zbura, nici măcar păși. Are privirea temătoare a durerii tăinuite, a înțelegerii fără mângâiere, a despărțirii fără mărturisire. Da, ca orfeul tuturor mizerilor ascunse, este mai mare decât oricine, și prin el, a fost adăugat artei câte ceva care părea până acum de neexprimat sau chiar nedemn de artă, care, prin cuvinte, nu putea fi decât izgonit și nu cuprins. Câte ceva foarte mic, chiar microscopic, din suflet. Da, este maestrul lucrurilor celor mai mici, dar nu vrea să fie. Caracterul său îndrăgește mai curând pereții mari și îndrăzneața pictură murală. Îi scapă faptul că spiritul său are un alt gust, o altă înclinație și că preferă să stea liniștit în unghierele caselor dărâmate. Ascuns acolo, ascuns sie însuși, își făurește adevăratele capodopere, care sunt toate foarte scurte adesea de lungimea unei singure măsuri. Abia acolo devine foarte bun, mare și perfect, poate fiindcă e singur, dar el nu știe acest lucru. Este prea vanitos pentru a ști. Seriozitatea față de adevăr A lua adevărul în serios Ce lucruri diferite înțeleg oamenii la auzul acestor cuvinte? Aceleași păreri și feluri de dovezi de cercetare pe care un gânditor le consideră la el însuși ca o superficialitate care i-a căzut pradă spre rușinea lui, într-un moment sau altul. Aceleași păreri îi pot da artistului care se lovește de ele și pe care ele îl vor însoți toată viața, conștiința că acum l-a cuprins cea mai adâncă seriozitate față de adevăr și că este demn de admirație faptul că el, cu toate că e artist, Manifestă în același timp și dorința cea mai serioasă pentru opusul aparenței. Se poate astfel întâmpla ca un individ să dovedească, tocmai prin patosul său pentru seriozitate, cât de superficial și de moderat s-a manifestat spiritul său în Imperiul Cunoașterii. Și nu suntem oare trădați de tot ceea ce considerăm drept important? Aceasta arată. Unde se găsesc măsurile noastre și pentru ce fapte nu avem măsuri? Acum și odinioară. Ce importanță are toată arta noastră cuprinsă în operele artistice dacă ne-a dispărut acea artă superioară, arta sărbătorilor? Odinioară, toate operele de artă erau înșirate ca jaloane și monumente ale unor clipe înălțătoare și fericite. Astăzi, cu operele de artă, se dorește ademenirea bieților obosiți și bolnavi, mai la o parte de larga cale a suferinței omenești, pentru o clipă de voluptate și se oferă o scurtă amețire și nebunie. Lumini și umbre Cărțile și așternerile pe hârtie sunt diferite la diferiții gânditori. Unul a adunat în carte luminile pe care a știut să le fure iute din razele unei recunoașteri ce l-a străfulgerat și să le ducă acasă. Altul redă numai umbrele. Copiile în cenușiu și negru aceea ce s-a clădit cu o zi înainte în sufletul său. Prudență După cum se știe, Alfieri a mințit foarte mult atunci când și-a istorisit viața în fața contemporanilor uimiți mințea din acel despotism față de el însuși, pe care îl dezvăluia de pildă prin felul în care își crea propriul limbaj și se tiraniza spre a deveni poet. Găsise în sfârșit o formă severă de superioritate în care își înghesuia viața și memoria, trebuie să fi fost un chin. Eu nu aș avea încredere nici în povestea vieții lui Platon scrisă de el însuși, la fel de puțin ca în cea a lui Rousseau sau în Vita Nova a lui Dante. Proză și poezie Nu trebuie uitat că marii maestri ai prozei au fost aproape întotdeauna și poeți, fie public, fie doar în secret și pentru alcov, într-adevăr. Proza bună se scrie numai de față cu poezia, căci ea este o neîncetată luptă cuvincioasă cu poezia. Tot farmecul ei constă în faptul că poezia este veșnic ocolită și contrazisă. Orice abstractizare se vrea o maliție la adresa ei. Debitată pe un ton ironic, orice nuanță seacă și rece, trebuie să aducă drăgălașa zeiță în pragul unei drăgălașe disperări. Există adesea apropieri, împăcări de o clipă și apoi un brusc salt înapoi și o luare în derâdere, se trag adesea perderele, lăsând să pătrundă lumina orbitoare tocmai în timp ce zeița își cheamă amurgurile și culorile întunecate. I se ia adesea vorba din gură și se cântă pe o melodie care o face să-și astupe urechiușele fine, cu mâinile fine, și astfel există o mie de amuzamente ale războiului, socotind și înfrângerile despre care nepoeții, așa numiți oameni ai prozei, nu știu absolut nimic, ceea ce face ca aceștia să scrie și să vorbească numai proză proastă. Războiul este părintele tuturor lucrurilor bune. Războiul este și părintele prozei bune. În secolul acesta au existat patru oameni foarte ciudați și cu adevărat poeți care au ajuns la măestrie în proză, oameni pentru care secolul nostru nu este de fapt făcut, din lipsa poeziei, după cum am spus. Făcând abstracție de Goethe, pe care secolul care l-a născut îl revendică pe bună dreptate, nu-i mai văd decât pe Giacomo Leopardi, Prosper Merime, Ralph Waldo Emerson, și Walter Savage Landor, autorul lucrării Imaginary Conversations, demni de a fi numiți maestrii ai prozei. Dar tu oare de ce scrii? A, nu fac parte dintre aceia care gândesc cu pana umedă în mână, și mai puțin dintre aceia care se lasă pradă pasiunilor în fața călimării deschise, stând pe scaun și privind țintă hârtia. Mă necăjesc să mă rușinez de orice scriere. Scrisul este pentru mine o... O să vorbesc despre asta chiar. Dar atunci, de ce scrii? A, vezi, dragul meu, fie vorba între noi, nu am găsit până acum un alt mijloc de a scăpa de gândurile mele. B. Și de ce vrei să scap de ele? A. De ce vreau? Dar oare vreau? Trebuie. B. Destul. Destul. Creștere după moarte. Acele mici cuvinte cutezătoare despre lucrurile morale pe care le-a aruncat Fontenelle în nemuritoarele sale conversații ale morților au fost considerate pe atunci ca paradoxuri și jocuri ale unui spirit neșovăielnic. Nici chiar cei mai înalți judecători ai gustului și spiritului nu au văzut în ele mai mult, poate nici chiar Fontenel însuși. Și acum se petrece ceva de necrezut. Aceste gânduri devin adevăruri, știința le demonstrează. Jocul devine seriozitate, iar noi citim aceste dialoguri cu un alt simțământ decât le-au citit Voltaire și Helvetius, ridicându-l fără să vrem pe autorul lor într-o altă clasă a spiritelor, mult mai înaltă decât au făcut-o ceilalți. Pe drept, pe nedrept.